Bună și bună dimineața și Hristos a înviat! Se aude? Adevărat a înviat, se aude. Adevărat, amen. Bun. Eu, întâi de toate, vreau să vă mulțumesc pentru mobilizarea, inclusiv în zilele de odihnă, mare sărbătoare în capitală. Vreau să vă comunic în această perioadă cu foarte multă lume ne-am întâlnit. Sunt foarte mulți oaspeți în capitală, dar și concetățeni care au revenit acasă de sărbători. Și, sincer, foarte sincer, mă bucur să aud în discuții că orașul s-a schimbat substanțial spre bine, dar replica este că aceste schimbări le facem împreună, deși sunt foarte multe lucruri încă de realizat. Suntem foarte sinceri când spunem că bugetul este la fel ca și în administrațiile precedente, iar ceea ce am reușit este să facem regulă în mai multe procese pentru a putea realiza mai multe proiecte. Ne-am fi dorit mult mai multe dacă pur și simplu nu ne-ar încurca, deoarece noi în Chișinău continuăm să lucrăm în condiții, repet, egale, pe diverse crize care au dat peste noi, cea pandemică, a refugiaților, cea energetică. Și pe lângă toate mai avem și blocaje, o sumedenie din partea binevoitorilor de la această guvernare. Repet, Chișinău nu a avut ajutare financiară externă în acest sens, doar prin parteneriatele pe care le aveam, fie că sunt interne sau externe, am reușit să facem diferite proiecte. Ne-am fi dorit și noi să înțelegem unde a ajuns acel 1 miliard de euro care a venit în Republica Moldova, cel puțin asta, s-a vehiculat de la tribunile înalte și să ajungă ceva din acești bani și pentru proiectele din Chișinău. Credem că jumătate din populația Republicii Moldova, practic, care este stabilită aici, merită să fie ajuns ceva din acel 1 miliard de euro, care așa și nu înțelegem pe unde este. Am rugat și vă rog foarte mult să facem acest demers oficial, unde a ajuns 1 miliard de euro din granturi și credite, care sunt granturi, care sunt credite din partea Uniunii Europene, concret pe care domenii, ce a fost finanțat, ca să cunoaștem și noi cu toată lumea și cetățenii să cunoască. Am spus și o repet, este important să facem și un comitet de monitorizare a banilor care vin în Republica Moldova, ca toată lumea să fie conștientă pe ce se cheltuie, care sunt împrumuturi, în ce condiții sunt aceste împrumuturi și ce s-a realizat exact. Este banul public, sunt banii pe care trebuie să întoarcă cetățenii Republicii Moldova și credem că este natural și normal ca să cunoaștem și noi despre aceste subiecte. 20 de miliarde de lei este o sumă, zic eu, foarte impunătoare, pe lângă toate cele care s-au vehiculat, cum mai sunt în acest sens, ajuns în Republica Moldova. La Chișinău, repet, nimic nu a fost direcționat. Sper eu că a fost în altă parte pe infrastructură direcționată. Cu regret, repet, că trebuie să stopăm și suntem nevoiți să stopăm anumite lucrări în centru istoric, la reparația trotuarelor, care este blocată acum de autoritatea centrală, la drumuri, care este blocată de autoritatea centrală, și anume de Ministerul Culturii, de Guvern nemijlocit, la fel ca și în Sparul Catedralei, unde sunt mai multe lucrări puse pe pauză din cauza blocajelor pe care le avem din partea Ministerului Culturii. Dar vom face tot posibil să mergem înainte și să deblocăm anumite procese. Oamenii nu au nevoie de birocrații, ci de proiecte pentru a trăi mai bine. Și eu vreau să aduc sincere mulțumiri, în primul rând, dumneavoastră tuturor, stimați colegi, pentru implicare, devotament și faptul că vă dedicați muncii de dimineață și până seara târziu, inclusiv în zilele de odihnă. Orice ar face, orice ar încerca să facă, să ne blocheze cumva, oricum ne vom descurca. Și am demonstrat acest lucru pe parcursul acestor ani. Și nu contează care sunt blocaje. Bun, în continuare, curând, Chișinău va fi gazda mai multor evenimente de amploare, unde vor participa foarte mulți oaspeți, inclusiv de peste hotare. Implicarea noastră este la fel de necesară și importantă în acest sens. Primăria este deschisă și se implică activ la organizarea acestor evenimente. În zilele de 20 și 21 aprilie, Primăria Chișinău
Împreună cu comunitatea evreiască din Republica Moldova vor organiza evenimentele dedicate împlinirea 120 de ani de la pogromul evreiesc. Presa va fi invitată la aceste evenimente, deoarece foarte puțină lume cunoaște implicarea comunității evreiești la dezvoltarea Chișinăului, care este una enormă din toate punctele de vedere. Reiterăm, aproape 50% din locuitorii orașului Chișinău au fost de naționalitate evreiască acum 100 de ani. În aceste zile, în capitală, vor sosi delegații străini, inclusiv din Israel, din Statele Unite, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale evrești. În Chișinău vor fi organizate în aceste zile mai multe evenimente comemorative prin implicarea directă a primăriei municipiului Chișinău. Este vorba de concert comemorativ, un mitic comemorativ, vernisajul în expoziții tematice de la Muzeul de Istorie Chișinău, vizitarea locurilor distincte în care au locuit sau în care s-au întâmplat acele tragice evenimente, premiera unui film documentar. Direcția Educației desfășoară foarte multe activități în școli. Pe parcursul anului, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural vor instala 20 de plăci informative pe clădirile din Chișinău, care țin de istoria și cultura evreiască. Vreau să spun că toate absolut siturile care țin într-o formulă sau altă de municipiul Chișinău sunt la balanță sau în proprietatea municipiului Chișinău, au fost reabilitate în această perioadă și în Parcul Alunelului și la Calea Orheiului și la Ierusalimului și multe altele. De asemenea, poate fi urmărit programul evenimentelor pe o pagină web specializată pe care am creat-o în acest sens, jewishhistory.md. O să fie publicate aceste informații și sper ca toată lumea care este interesată să poată să urmărească aceste activități. Un alt eveniment foarte mare organizat de Primăria Chișinău este Forumul Social Urban 2023. Acest eveniment de amploare va avea loc în data de 4, 5 și 6 mai. Evenimentul reprezintă o platformă de discuții deschisă la care vor participa autorități publice, organizații internaționale, organizații non-guvernamentale, asociații profesionale, companii care prestează servicii de importanță socială, investitori și parteneri de dezvoltare, dar și orice locuitor al Chișinăului implicat social și interesat de viitorul orașului. Știm că o parte din cei care nu neapărat le place ce facem noi la Chișinău, din invidie sau din altă, de alt considerent, tot au criticat forul economic care s-a desfășurat în octombrie anul trecut și că s-au cheltuit niște bani pe el. Vreau să vă spun că proiecte deja finanțate și contracte finanțate sunt de peste 300 de milioane, iar proiecte în devenire sunt de altele peste 500 de milioane, așa că noi considerăm că este un eveniment foarte binevenit. Îl vom organiza odată la 2 ani de zile, iar forul social la fel, odată în 2 ani de zile. În mod intenționat, el trebuia să se desfășoare în luna septembrie. Noi l-am transferat pentru luna martie, pentru a nu exista interpretări de diferit gen, campanii electorale, etc. Ca să dăm mai puțin apă la mare la țigoi care toată ziua abordează subiectele într-o formulă sau de o manieră sau de altă. Deci, Forul Social Urban Chișinău va aborda 7 subiecte principale: oraș sănătos, oraș creativ, oraș sigur, oraș inclusiv, oraș care învață, oraș al generațiilor, oraș eficient din punct de vedere energetic. Și scopul evenimentului este de a prelua cele mai bune practici europene, de a consolida experiențele și eforturile pentru dezvoltarea capitalei și sporirea beneficiilor pentru comunitatea locală, în conformitate cu obiectivele principale ale celor de dezvoltare durabilă, pentru a nu lăsa niciun segment și nicio persoană în urmă. Avem speakeri și practici din foarte multe țări ale lumii, avem participanți pe o geografie extraordinar de mare. Repet, ne bucură că forul economic organizat anul trecut în premieră de Primărie Chișinău a fost de bun augur și a adus foarte bune rezultate.
În continuare, așa cum ziceam, avem foarte multe contracte încheiate cu diversi parteneri și urmează în continuare să avem în conformitate cu obiectivele stabilite multe activități în desfășurare. Și mă bucură faptul că toată lumea absolut care este partea executivului Chișinău știe ce ar trebui și cum ar trebui să se întâmple lucrurile până în 2025, până în 2030, până în 2035. Mi-aș dori ca astfel de obiective și astfel de scopuri să fie plasate în fiecare domeniu de gestiune, inclusiv a Republicii Moldova. Repet, forumul social va fi pus valoare la sistemul pe care îl administrează primăria Chișinău, având multiple servicii sociale pe care le prestează prin intermediul direcțiilor. Doamna Ctasevic, dacă puteți să ne spuneți câteva detalii în acest sens. Vă mulțumesc mult! Hristos a înviat, pace, sănătate și oamenii dragi să-i aveți alături, de sărbători și întotdeauna, dragi colegi. Vă salut și eu, domn primar general. În principiu ați punctat toate aspectele importante pentru forumul social-urban, care urmează să se desfășoare pe 4-6 mai. Forumul nostru, de fapt, este realizat în contextul faptului că toate crizele care au avut loc în ultimii 3 ani, criza pandemică, criza refugiaților, criza energetică, a afectat foarte mult sectorul social și a făcut acest sector și oamenii beneficiarii acestui sector foarte vulnerabili. În context, ne propunem să identificăm soluții viabile de consolidare și dezvoltare și aliniere a municipiului Chișinău la cele mai bune practici europene. În cadrul forumului vor participa persoane interesate dintr-o varietate de sectoare, cum ar fi orașele partenere, mediul academic, societatea civilă, sectorul privat și agenții, creând, de fapt, o platformă de prezentare și preluare a bunilor practici urbane. După cum ați menționat, în cadrul forumului vor fi puse în discuție 7 subiecte pe care le-am identificat din domeniul social, care, de fapt, ar transforma sau ar contribui la transformarea orașului în oraș sănătos, oraș inclusiv, oraș creativ, oraș care învață, oraș sigur, oraș al generațiilor, oraș eficient energetic și, de fapt, și alte 2 ateliere tematice de promovare a programelor de tineret, programelor de îngrijire și protecție a copilului. În cadrul forumului avem deja confirmate participări a circa 50 de speakeri străini din 18 țări. Aici vor fi prezentate acele experiențe, bune practici urbane europene. Drept rezultat, așteptările noastre sunt, cum ați spus și dumneavoastră, domn primar, este acea configurare a direcțiilor de perspectivă, a direcțiilor de dezvoltare a domeniilor sociale, a acelor componente sociale pentru ca să avem orașul durabil, inclusiv și echitabil din punct de vedere social pentru toți și pentru fiecare. Cert este că, de fapt, acest lucru și dezvoltarea unui sistem de servicii sociale eficiente este un proces foarte îndelungat, dar este extrem de important, pentru că, de fapt, asta este și esența și obligativitatea și acel aspect important pe care îl are în atribuțiile sale o autoritate publică locală. Cam asta este, dacă pe scurt. Noi avem deja creat o pagină pe Facebook, curând va fi lansat și o platformă de comunicare, de prezentare și a speakerilor și a ideilor cheie din cadrul acestui forum și a panelurilor pe care le vom desfășura. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna viceprimar. Știu că e un eveniment mult așteptat și avem experți detalii mondiale care vor participa la eveniment și rugăm toată lumea interesată de aceste domenii să urmărească fie online, fie cu participare fizică cei care sunt invitați, pentru că sunt subiecte cu adevărat foarte, foarte importante. Și lecții învățate din urma acestor 3 crize pe care le traversăm cu toată lumea.
Un alt eveniment mare care va fi organizat în luna mai este Ziua Europei și aici sunt așteptați foarte mulți oaspeți, iar Primăria Chișinău este gata să vină cu tot suportul care este necesar. Am rugat deja colegii să ne unim efortul pentru a aduce în ordine scoarul Europei, dar și să ne implicăm în alte procese logistice, tehnice, privind organizarea evenimentelor de Ziua Europei împreună cu voluntarii de la centrele de tineret. După care, așa cum am zis, pe data de 21 suntem gata să contribuim la tot ce este necesar, tot ce poate ține de primăria municipiului Chișinău pentru acest eveniment declarat de doamna președinte. Iar pe data de 1 iunie, ziua summitului, și în acest caz primăria Chișinău și-a arătat deplină deschidere pentru susținere, am venit și cu unele recomandări. Ne vom strădui să aducem șantierele în ordine. Sunt foarte multe activități pe care, de la porțile orașului până la locațiile unde vor fi stabilite delegațiile, în special în centru, vor fi reabilitate, Bulevardul Dacia, continuă viaduct și multe alte locații. Sunt și unele solicitări pe care cred că în mod binevenit ar fi să le adresăm și autorității centrale, ca exact în cazul drumului până la Castelul Mimi, Bulboaca, acele peste 300 de milioane despre care se spune că au fost alocate pentru a fi reparate, să fie și unele surse direcționate aici sau să se implice nemijlocit autoritatea centrală, mă refer aici la ASD, autoritatea de stat în drumuri, pentru că știu că zona de la aeroport până la porțile orașului ar fi bine să fie reabilitată chiar de la podul de la Sângera. De la porțile orașului vom reabilita noi municipiul Chișinău. Dacă pleacă spre Cricova sau spre Milești Nici, atunci ar fi foarte bine ca porțiunea de drum până la Ialoveni să fie reparată cu suportul autorității centrale, la fel ca și porțiunile de până la Stăuceni și Cricova. Știm că multe delegații vor sosi la Chișinău, deci noi tot ce ține de interior în raza orașului vom reabilita, dar ar fi foarte bine ca aceste drumuri să fie reabilitate cu suportul nemijlocit a Guvernului Central, așa cum se face în cazul deci, situației de la anii noi. Domnul Ilie Ceban, dacă puteți să ne dați mai multe detalii în acest sens. Domnul primar, stimați colegi, Hristos a înviat. Este adevărat, noi suntem parte component, deci am fost numit responsabil din partea primăriei municipiului Chișinău în vederea organizării summitului din data de 1 iunie. Am participat la mai multe ședințe organizatorice. Noi ne-am arătat disponibilitatea cu suportul necesar în vederea organizării acestui eveniment și am anunțat și acele acțiuni care le vom sau putem să acordăm autorității centrale. Respectiv, noi am elaborat cu colegii din Direcția Mobilitate Urbană, Exdrupo, serviciile specializate ale primăriei municipiului Chișinău, am elaborat un plan de acțiuni și constă în următoarele. Deci, în primul rând, este zona de acces în oraș, de la porții orașului până la strada Ștefan cel Mare. Este o porțiune foarte mare de carosabil care este planificată pentru a fi reabilitată, deci integral Bulevardul Dacia, viaduct Ciuflea. Aici vom avea reabilitarea integrală a carosabilului, respectiv a fost modernizat iluminatul stradal, a fost și urmează amenajarea spațiului verde pe perimetrul Bulevardului Dacia. Avem iluminat decorativ, semănarea ierbii, arbori, arbuști, flori și tot așa mai departe. Deci tot ce ține de amenajarea și aspectul estetic a acestui bulevard.
ulterior avem ce a fost solicitat din partea autorității centrale. A fost solicitat o serie de acțiuni, cum ar fi defrișarea arbuștilor și arborilor în vederea asigurării securității pe perimetru de securitate a depăsării delegațiilor oficiale, de la aeroport până la porțile orașului, inclusiv până la Sângera. Deci aici au fost făcute evaluările în acest sens și costurile sunt aproximativ 4 milioane de lei. Aceste resurse nu au fost prevăzute în buget pentru a interveni, sunt destul de impunătoare, respectiv au fost solicitate ca să fie acoperite de către autoritatea centrală. La fel au fost solicitate asfaltări în preajma aeroportului, o cale de acces de la aeroport spre Dacia, deplasare spre Sângera. La fel au fost făcute evaluări, sunt aproximativ 1 milion de lei. Și o altă solicitare este suplinirea de cutrule buz comerț autonom și asigurarea traseului aeroport centrul orașului pentru numărul mare de vizitatori care vor fi în acea perioadă. Mă refer la jurnaliști, alți oaspeți care sunt cu delegațiile oficiale, care se vor deplasa anume cu transportul public. Respectiv, am făcut evaluările cu colegii și vom suplini cu numărul necesar această rută cu trolebuze comerț autonom. Alte solicitări care au fost făcute oficiale aceste solicitări, sensul de reabilitarea carosabilului spre Milești Mici, mă refer la șoseaua Hâncești, reabilitarea calei Orhelului, și la fel a fost solicitată reabilitarea aeroport porților orașului. Este o porțiune destul de... Deci, primar, eu vă rog foarte mult aici să fim și foarte expliciți. Deci, când vorbim despre aceste porțiuni de drum, trebuie să înțelegem că noi nu mai reușim chiar să vrem să facem aceste lucruri, ținând cont de faptul că trebuie proceduri complicate de licitații, plus că ar trebui să mergem la Consiliu și nu știm care va fi reacția în acest sens de alocarea surselor financiare pe care nu le avem planificate. Deci, solicitați autorității centrale, guvernului, ca aceste porțiuni să fie reabilitate, dar solicitați oficial, pentru că ei pot asta face fără licitație, așa cum s-a întâmplat în cazul drumului de până la Bulboaca, unde au fost alocate surse considerabile de bani, ca să facă autoritatea de stat în domeniul drumurilor. Și ei pot face acest lucru prin decizie Comisiei Situației Excepționale. Doar dacă nu vrem, eventual, ca oaspeții noștri să vadă că mai avem și drumuri stricate de la aeroport până la porțile orașului. În rest, ne vom îngriji noi, municipiul, de la porțile orașului, Bulevardul Dacia, viaduct, deci zona Ciuplea, pe Ștefan cel Mare până la destinațiile de bază. La fel, așa cum ați spus dumneavoastră, solicitați, în cazul în care, dar știu că există delegații care vor pleca la Clicova și la Milești Mici, să fie reabilitate, la fel și șoseaua Hâncești, la ieșire din oraș și calea Orheiului, la ieșire din oraș. Acest lucru este posibil, nu este foarte costisitor și cred că ar trebui aici să arătăm când putem uni eforturile pentru ca lucrurile să arate mai bine, ținând cont de faptul că vom avea atât de mulți oaspeți în capitală. Faceți acest demers, vă rog frumos, astăzi, în regim oficial, pentru că noi nu reușim nici prin licitații, nici nu avem surse alocate, iar autoritatea de stat poate să facă acest lucru. Mai ales că noi ne mobilizăm foarte mult pe interior, în ceea ce ține de segmentele în raza orașului. Bine. Și cred că acest lucru poate fi făcut împreună. Domnul Mihalache, la fel vă rog foarte mult că tot merg, probabil că orică n-a început, orică nu se vede foarte clar, orică există problema legată de condițiile climaterice, ploaie și tot așa mai departe. S-au descoperit foarte multe gropi în stradele de carosabil pe care le avem. Când și cum aveți de gând să reparați toate aceste lucruri, pentru că e de rând. Oamenii s-au obișnuit că ele nu mai sunt. Iar acum când au fost date pe față din nou,
Nu cred că e cea mai bună situație. Domnul Saviat, stimați colegi, vorbiți mai tare, vă rog. Adevăr, au apărut aceste situații de avarie pe străzile orașului și municipiului Chișinău. Aceste situații de avarie, lucrările de reabilitare sau remediere în linii generale au început încă de săptămâna trecută. Vom depune eforturi, luând în considerație condițiile climaterice care le avem, vom depune efort în continuare să lichidăm aceste situații de avarie pe măsura posibilităților. Săptămâna precedentă au fost lichidate astfel de situații pe suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați, dar planificăm să demarăm în acțiuni și activități complexe de lichidare după finalizarea perioadei de ploi și de condiții climaterice nefavorabile. Vreau să mai comunic, paralel cu lichidarea situațiilor de avarie, se lucrează în continuare și la aplicarea marcajului rutier. Este o acțiune care necesită a fi aplicată în condițiile în care urmează a fi împrospătate trecerile pietonale. Mai mult ca atât, vreau să comunic că în anul curent vom iniția procesul de aplicare a marcajului bicomponent pe zona trecerilor pietonale în special și acest lucru ne va permite exploatarea mai îndelungată și cu mai puține implicări în restabilirea acestor treceri pietonale sau acestui marcaj rutier care de obicei este aplicat în zona instituțiilor de învățământ și zonelor unde există solicitare sporită pentru deplasarea pietonilor. Totodată, domn primar, vreau să comunic că în săptămâna precedentă vom fi implicați și în organizarea deplasării sau organizarea transportării de călători în perioada sărbătorilor de Paștele Blajinilor. Vreau să comunic aici că în ceea ce ține de perioada de Paște, toți au văzut sau au avut posibilitatea să utilizeze transportul public datorită faptului că au fost prelungite perioada de activitate a transportului public până la orele 24:00, mai bine zis, au fost posibil de a deplasa călătorii către acele activități de participare la slujba bisericească din noaptea învierii și acest lucru se datorează implicării inclusiv a activității unităților de transport din în special parc urban de autobuze și implicarea transportului din cadrul regiei transport electric. De asemenea, aceste activități vor continua în special în zilele de 22, 23 și 24 aprilie, atunci când vom avea activități în special în perioada Paștelui Blajinilor în adiacența sau în zonele cimitirilor din orașul Chișinău. Aici vorbim despre implicarea atât a unităților de transport care sunt pe rutele ce prestează servicii de deplasare a călătorilor către aceste cimitire și implicarea suplimentară a 70 unități de transport de autobuze în scopul asigurării transportării călătorilor către aceste entități, către aceste locații cu destinație. În condițiile date vreau să comunic că deplasarea călătorilor va fi asigurată inclusiv cu implicarea specialiștilor din cadrul Direcției Mobilitate Urbană, din cadrul parcului urban de autobuze și regii transport electric, pentru a avea asigurată și un flux normal, fără careva situații ieșite din comun. Și în ultimul rând a fost solicitată și astăzi va urma să fie organizată la ore 13 o ședință de lucru pentru a implica toate serviciile care de obicei se implică în aceste activități în scopul de organizare traficului rutier, organizarea accesului către cimitire, organizarea inclusiv locurilor de parcare pe măsura posibilităților și inclusiv ceea ce ține de asigurarea asistenței medicale în zona cimitirilor, nu în ultimul rând implicarea serviciilor situații excepționale în cazuri de eventuale riscuri sau situații de incendii sau alte situații care urmează a fi
prevăzute sau inclusiv asigurate implicarea serviciilor care sunt obligate să intervină operativ. De asemenea, vreau să menționez că în perioada dată vor fi în regim de implicare maximă a tuturor subdiviziunilor municipale și, în ultimul rând, subdiviziunile care au în deservire și gestiune aceste cimitire pentru a organiza și a crea condițiile necesare de acces și vizitare, în special, a cimitirilor din raza orașului Chișinău. Vreau să mai comunic că în aceste perioade vor fi create și rute de autobuze, ruta D și ruta C, rute care vor deservi în special cimitirile și vor fi create condiții de acces și îmbarcare din zona circului, zona de unde de obicei se asigură această îmbarcare și deplasarea doritorilor către cimitire. În cadrul acestor activități vom implica și vom solicita susținere și din partea carabinierilor pentru a crea condiții sigure de deplasare, fără îmbulzel și fără situații de panică în procesul de deplasare către cimitire a locuitorilor orașului Chișinău. În special, vreau să mai aduc la cunoștință că toate rutele respective și toate serviciile care sunt implicate vor asigura și vor crea condiții de deplasare în siguranță și gratuită a doritorilor de a se deplasa către cimitirile din orașul Chișinău. În rest, în aceste activități vor fi implicate și serviciile de asigurare cu iluminat public. Mă refer la întreprinderea municipală Lumtech. Va fi asigurată inclusiv verificarea și iluminarea pe toată perioada acestor zile până seara târziu și inclusiv cu asigurarea întreținerii și implicării în caz de careva accidente sau deconectări a iluminatului pentru a asigura condiții de deplasare și de aflare în siguranță a călătorilor și a celor care sunt implicați în activitățile din cadrul acestor cimitire din orașul Chișinău. În rest, domn primar, vreau să menționez că au loc pregătirile cu implicarea întreprinderii municipale Ex-Drupo. Mă refer la lichidarea situațiilor de avarie pe traseele de deplasare a transportului public pe tot perimetrul orașului Chișinău și, de asemenea, se lucrează și se depune eforturi pentru a marca acele zone de acces pietonal, de asemenea, pentru delimitarea și aplicarea și a indicatoarelor rutiere pentru crearea zonelor sigure de deplasare pietonilor și în condițiile date atragem atenția pe tuturor celor care sunt implicați în deplasarea în trafic să fie atenți și să gestioneze viteza sau să adapteze viteza de deplasare luând în considerație condițiile de trafic aglomerat în aceste perioade de anul sau mai bine zis în aceste de obicei care se întâmplă în perioada acestor sărbători. Acesta este raportul, domn primar. Mulțumesc mult, domn director. Vă rog foarte mult în ceea ce ține de transportul către cimitir sub responsabilitate proprie. Să fie suficient transport, să fie la oră și toată lumea care dorește să ajungă să poată să ajungă cu transportul public pentru a se îngriji de mormintele celor decedați. Colegi, continuă înscrierea copiilor din municipiul Chișinău în clasa 1. La această etapă avem peste 6.000 de cereri deja depuse. Părinții pot depune actele online pe eșcoala.chisinau.media. Prima etapă a început pe data de 3 aprilie și va continua până 26 mai și vă rog în acest sens să informați cât se poate de mult pe toate opțiunile care sunt în domeniul educației, sportului, culturii, locuitorii municipiului Chișinău pentru a nu avea diferite interpretări iarăși în această privință, inclusiv prin acel ziar de Chișinău pe care s-au distribuit cu titlu gratuit. Despre cele ce se întâmplă în sistemul educațional extrașcolar, în
activitățile sportive care sunt cu titlu gratuit, activitățile culturale și școlile de artă. Deci multe, multe, multe alte lucruri pe care le pot avea ca și opțiuni copiii din municipiul Chișinău. A doua etapă în ceea ce ține de înscrierea la școală va fi între 2 iunie și 16 iunie pentru copiii de 7 ani care nu au fost înscriși la prima etapă, pentru cei care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie și pentru copiii din alte districte școlare. La fel, egrădinița.md este o altă platformă în care are loc înscrierea copiilor la grădiniță prin intermediul online. Tot prin intermediul acestei platforme specializate, părinții pot găsi toate informațiile necesare și condițiile de înscriere într-un singur loc. Această abordare pentru noi, pentru toată lumea, și pentru părinți, și pentru autorități, reduce timpul și efortul necesar pentru înscriere și elimină nevoia de a depune fizic documente la instituții. Ne bucură enorm de mult că numărul copiilor care vin să se înscrie la școală ultimii 2-3 ani crește anual cu circa 3.000 de copii în sistemul educațional. Actualmente, în școlile și grădinițele din capitală, frecventează peste 140.000 de copii. Prin comparație, să înțelegeți, populația din raionul Soroca este de 100.000 de locuitori. Iar în orașul Orhei, spre exemplu, sunt 34.000 de locuitori, cel puțin înscriși. Așa dau datele pe care le-am căutat în internet. Dar în școlile și în grădinițele din Chișinău sunt 142.000 de copii care se află în grija Direcției Educației și a Primăriei Chișinău Nemijlocii. Este un număr enorm de copii și în acest considerent Primăria Chișinău a crescut considerabil bugetul anual pentru infrastructura instituțiilor, atât în interior cât și exterior, pentru implementarea și completarea acestora cu obiectivele necesare de reabilitare a infrastructurii, cu materiale didactice, de laborator, jucării, eficientizarea energetică. De exemplu, de la 66 de milioane alocate ca surse financiare în 2019, ajungem cu toate proiectele în eficiența energetică inclusiv la 324 de milioane de lei în 2022. 29.000 de elevi din Chișinău își fac temele pentru acasă în grupurile cu program prelungit, iar cheltuielile iarăși sunt acoperite din bugetul municipal. Este vorba despre grupele cu program prelungit care oferă posibilitate copiilor din clasa 1 până în 4 de a rămâne în școală după orele de clasă și să-și petreacă timpul împreună cu alți copii și să-și facă temele sub supravegherea unui profesor. Programul zilnic de activitate în clasele sau grupele cu program prelungit are durata de la 3 la 6 ore. Copiii sunt înscriși prin norme directorului instituției de învățământ în baza cererilor depuse de către părinți sau tutori. Dacă anterior cheltuielile pentru grupe cu program prelungit erau achitate exclusiv de părinți sau de administrațiile în 2021, în pofida crizilor pandemice, energetică și criza refugiaților, primăria Chișinău a preluat aceste cheltuieli în mare măsură. Au fost și sunt alocate în anul școlar 35 de milioane în 2021-2022 și peste 60 de milioane în 2022-2023. În același context, vreau să spun că în continuare sunt percepute spre mare regret taxe din partea părinților. Ar fi foarte complicat ca sistemul educațional să supraviețuiască fără aceste participări financiare ale părinților. Recunosc acest lucru cu părere de rău, doar că singurul lucru la care am atras și atragem atenție este ca nemijlocit toate cheltuielile care sunt făcute să fie posibil de vizualizat atât pe resursele online, domnul Povolă, cât și pe fizic la intrarea în instituțiile de învățământ. Rog, cu responsabilitate personală, dumneavoastră să verificați că aceste lucruri să se mai întâmplă. Când mai auzim că se colectează bani pentru una sau pentru alta și nu neapărat întotdeauna sunt transparenți. Noi avem încredere în directorii instituțiilor de învățământ, noi avem încredere în cadrele didactice pe care le avem în municipiu și avem o creștere de plus 1.500 de cadre didactice și personal în sistemul educațional din Chișinău în ultimii 3 ani de zile.
Dar, repet, ca să nu existe tot felul de întrebări, ca să nu existe tot felul de speculații din partea unor sau altora reprezentanți ai ONG-urilor, vă rog ca lucrurile astea să se întâmple cât se poate de transparent. Referitor la taberele de vară, tot vă rog să fie inclus ca și opțiune în acele materiale informative. Vara trecută la taberele de vară din Chișinău s-au odihnit peste 10.000 de copii și în acest an își vor deschide porțile 14 tabere cu sejur de zi și 3 tabere în afara orașului, este vorba de Alunelu, Poiechința Veselă și Cereșare. Primăria municipiului Chișinău investește în mod continuu în aspectele de curățenie, de bună conformitate, să spunem așa, clădirilor. Reabilităm în măsura posibilităților bugetare și în ultimii ani aceștia sunt gata să primească copii. Prețurile pentru vara 2023 vor fi anunțate în curând, deoarece în pofida scumpirilor se depun eforturi pentru ca să avem oferte accesibile pentru părinți și reiterez, părinții achită doar 20% din costul biletului pentru tabără, restul 80% din sumă este achitat din buget. De exemplu, în 2022, un bilet în schimbul de 12 zile a costat 3.840 de lei, dintre care părinții au plătit doar 768 de lei, restul sumei fiind acoperite din bugetul consolidat. Reiterez, domnul Povoloi, rog să fie toate puse la punct cu mare atenție și grijă să fie pregătite toate procedurile pentru deschidere. Despre toate aceste subiecte, Primăria Chișinău va informa în curând public despre servicii, investiții și cheltuieli în domeniul educației, cu toate detaliile și cu numerele de telefoane. Domnul Povoloi, vă rog frumos să ne asigurăm că la acele telefoane răspunde lumea, pentru că veți avea o avalanșă de sunete în acest sens. Intuim și prognozăm acest lucru. De asta, ca să putem să informăm, dar și să dăm aceste servicii pentru fiecare la modul practic cât mai bine. Ce vreau să ne lăudăm noi toți, executivul din Primăria Municipiului Chișinău. Săptămâna viitoare lansăm cel de-al 5-lea centru municipal de tineret din sectorul Botanica. Fosta clădire care era plină de mizerie și de activități care nu corespund tocmai nici nu știu cum să spun. Deci unde au existat mulți cu comportament deviant, începând de la narcomanii și terminând cu băuturile alcoolice. Deci, posta clădirea stării civile, care era abandonată, își va deschide ușile pentru tineri. Am întors această clădire la municipiul Chișinău și urmează ca să fie un centru foarte bine dotat, funcțional, frumos și cu ușile deschise pentru tinerii noștri, pentru alt tip de comportament, ca să poată avea activități de deprindere de viață, activități extracurriculare, activități de educație non-formală și multe, multe altele. Deci, într-un an, avem practic 5 centre deschise și vreau să mulțumesc pe această cale Direcției Educației, Preturii, partenerilor noștri UNICEF și organizația Pro Bono. Nimeni nu credea, dar noi am reușit. Și dacă intrați în orice clădire din acestea care au fost orientate pentru centrele de tineret, de dimineață până târziu, sunt foarte mulți copii, sunt foarte mulți tineri, activități diferite, activități necesare pentru tine. Domnul Povoloi, dacă puteți să ne spuneți două cuvinte despre acest lucru. Bună ziua, stimați colegi, bună ziua, domnule primar general. Într-adevăr, cu referire, dacă îmi permiteți, la tabere, într-adevăr, este așa cum spuneți dumneavoastră, plus, la fel, în acest an vom avea și tabere în cadrul instituțiilor extrașcolare și sportive. Și vreau să menționez faptul că an de an numărul taberelor cu sejur de zi este în creștere. Dacă în 2021 am avut 12 tabere, anul ăsta avem 14 tabere.
La fel și numărul copiilor care se odihnesc în taberele din afara orașului este în creștere datorită faptului că în toamna anului trecut, grație sportului primăriei municipiului Chișinău, a fost posibil începerea reabilitării a câte un bloc în tabăra Cireșarei și în tabăra Poinița Veselă. Cu referire la înscrierea copiilor în clasa 1, vreau să menționez că la ziua de astăzi avem 6.246 de copii depuse cererile și avem deja 16 instituții din cele 131 în care numărul de cereri depuse este cu mult mai mare decât numărul de locuri disponibile. În sensul înscrierii copiilor în clasa 1, Direcția Generală a promovat practic de două ori pe săptămână informații cu referire la modalitățile de înscriere, condițiile de înscriere în clasa 1 și acest lucru vom continua să-l facem. La fel, în fiecare lună verificăm informațiile ce țin de plasarea tuturor cheltuielilor în instituții, atât pe panourile instituțiilor, panourile informative a instituțiilor, cât și pe paginile web a acestora. Cu referire la deschiderea centrelor de tineret, cu siguranță suntem pe ultima sută de metri. Mâine deja vom fi practic gata cu centrul de tineret de la Botanica. Au rămas doar lucrări de sau nici nu lucrări, dar facem curat ca urmare a lucrărilor de reparație a exteriorului care au avut loc acolo și cu drag de săptămâna viitoare vom primi tinerii în cadrul acestui centru care se află în inima sectorului Botanica. Este și el la fel un centru prietenos tinerilor, așa cum sunt centrele din celelalte patru sectoare. Vă vom informa suplimentar la ce etapă suntem astăzi până la sfârșitul zilei. În rest, toate subiectele le ținem sub control. Vreau să menționez și faptul că până pe data de 24 elevii se află în vacanța de primăvară. Începând cu data de 25, elevii vor reveni la ore. Mulțumesc mult! Domn director, vă rog frumos, și acum cu inscrierea în școli, vă rog să nu auzim despre potențiale noastre, știți la ce mă refer. Așa. Eu, pe această cale, dacă îmi permiteți, domn primar, vreau încă o dată să reiterez. Părinții nu merg la instituții pentru a depune dosarele. Cererea și actele necesare se depun în format online. Nu este necesar să existe contactul fizic între părinte și instituția de învățământ. Nu trebuie, acces. Domn director. Da, să mai întâmplă. Noi o să ar monitorizăm. Fi să reducem acest se întâmplă cât se poate de mult. Am înțeles. Noi o să ideal monitorizăm. Ideal ar fi să excludem, dar cât se poate de mult să-l reducem. Bun, monitorizați. Ok, bun, încercăm. Să mă informați și pe mine. Desigur. În acest weekend avem și Paștele Blajinilor, situația la cimitiri și organizarea transportului public. Încă o dată am să rog doamna Boțan, domnul Mihalache, doamna Boțan, vă rog să ne spuneți, vă rog tare mult să fie cât se poate de curat pe teritoriul cimitirilor. Domnul Gârbu de la Spații Verzi, vă rog frumos, unde este nevoie să ajutați să intervenim ca lucrurile să fie cât se poate de bine organizate pentru oamenii care vor veni să ajungă să îngrijească de morminte. Și rugăm poliția ca de obicei să fie cât se poate de cooperantă, este vorba de securitatea oamenilor, faceți un demers și oficial în acest sens, atât pentru poliția rutieră, cât și pentru nemijlocit echipele de monitorizare în teren. Doamna Bățan, vă rog scurt. Bună dimineața, domnule primar general, stimați colegi și Hristos a înviat! Voi prezenta un raport succint despre măsurile întreprinse și care mai urmează a fi implementate și în continuare pe parcursul săptămânii curente legate de pregătirea cimitirilor din municipiul Chișinău către frumoasa sărbătoare de Paștele Blajinilor.
Astfel, săptămâna precedentă, pentru salubrizarea celor 10 cimitire gestionate de întreprinderea municipală, care se extind pe o suprafață de 166 hectare, au fost antrenate 10 unități de transport. Drept urmare, au fost evacuate 325 metri cubi de deșeuri vegetale și aproximativ 50 tone de alte tipuri de deșeuri. Totodată, la unele cimitiri au avut loc lucrări de defrișare și curățare igienică a arborilor care eventual puteau prezenta un pericol pentru vizitatori. Indiferent de condițiile meteo și anume timpul ploios care a persistat pe parcursul săptămânii trecute, s-a reușit să vopsim porțile, băncile, tomberoanele, chiar și gardurile unor cimitire. Parțial la cimitirul central au fost efectuate lucrări de plantare a florilor vii. Cu toate acestea, săptămâna curentă urmează să realizăm în continuare lucrări de salubrizare și evacuare a gunoiului pe întreg teritoriul gestionat. Astfel, pe această cale, dorim să venim cu un anunț către toți vizitatorii cimitirilor orașului Chișinău, și anume în legătură cu asigurarea securității vizitatorilor cimitirilor, precum și în vederea salubrizării și evacuării la timp a deșeurilor, începând cu data de 19 aprilie și până pe 25 aprilie, la cimitirul Sfântul Lazar va fi sistat accesul tuturor mijloacelor de transport, iar pentru alte cimitire, începând cu data de 20 aprilie. Întreg colectivul întreprinderii municipale va depune maximum efort pentru a asigura vizitatorilor cimitirilor o atmosferă caldă, curată și sigură în perioada sărbătorii Paștelui Blăjinilor. Acesta este raportul. Colegi, domnul Gârbu, mai aveți de adăugat ceva, domnul Mihalachin? Domnul primar general, bună ziua, Hristos a înviat, colegi. Nu avem de adăugat, noi ne pregătim ca și ceilalți, deci cei ce ține de rota. Eu vă rog priturile, deci toată lumea, AGSV-ul, cine este necesar să se implice, să se implice. Trebuie să fie curat, trebuie să fie asigurată securitatea, până și după. Mulțumesc. Pe final am vrut să spun că am fost ieri și sâmbătă în zona plajei de la Vadului Vodă. În acest an a fost finalizată faleza cu suportul primăriei municipiului Chișinău, cu implicare directă. Nu neapărat o să ne spună mulțumesc Curtea de Conturi și toți din organele de control. Vreau să fie clar că ne asumăm aceste lucruri, chiar dacă prevederile legislației nu ne permit să facem astfel de investiții în această zonă. Le vom face. Este cu titlul de excepție, pentru că nu putem ca zona care astăzi prezintă interes major pentru populația Republicii Moldova, dar și pentru aspeții capitale, să nu fie amenajată. Vom continua modernizarea falezii, instalarea noilor terenuri de joacă și sport pentru recreere și aducere la o finalitate pentru toți vizitatorii, așa ca sezonul estival la Vadului Vodă să poată fi împărtășit de către toți. Ceea ce rog, autoritatea centrală, dar și primăria Vadului Vodă, pe unde este posibil să intervină pentru reparațiile curente sau capitale la drumurile de acces către nemijlocit plajă. Repet, anii precedenți am investit în reabilitarea infrastructurii pietonale, avem aproape 5 km de trotuar în jurul Vadului Vodă, mai sunt un lucru de finalizat, a plajei, instalarea mobilierului urban și a iluminatului. Așa cum ziceam, sperăm că într-un final să reabilităm plăcut zona, iar chișinăuienii să meargă la Vadului Vodă la odihnă, dar și avem un plan să organizăm mai multe evenimente publice acolo, festivaluri, chiar pe plajă, rog, Direcția Culturii, la fel să se mobilizeze. Anul ăsta investim aici, anul viitor rog să fie planificate investiții în alte bazine acvatice, cum ar fi cel de la Ghidigici, în zona Vatra sau în alte localități. Și, repet, să atenționați public despre
faptul că vom face aceste investiții. Ele nu se fac neconform legislației, totul va fi în bază de licitație publică, dar nu putem să lăsăm să nu reabilităm, mai ales că autoritatea locală ne mijlocit. În cazul de față, de exemplu, Vadul Vodă, nu are suficiente surse financiare pentru a face acest lucru. Deci vom interveni noi, primăria municipiului Chișinău, iar domnul primar rugăm să orienteze surse financiare pentru reabilitarea infrastructurii drumurilor, la fel ca și autoritatea centrală. Vă rog foarte mult, domnul Ilie Ban, să faceți încă un demers către guvern în această privință. Noi vom amenaja plaja, vom amenaja toate lucrurile necesare în zona falezii și trotuarele. Dacă este posibil, autoritatea centrală, împreună cu primăria Vadul Vodă, să intervină pe drum ca toți cei doritori să poată ajunge în siguranță la Vadul Vodă. Da, și avem două situații distincte de blocaje de la autoritatea centrală. Eu vă rog frumos să îmi pregătiți de mersul atât pe Ministerul de Finanțe și inclusiv domnul Ilie Ban. Vă rog către pe demersurile de 1 iunie de summit, cu tot ce facem noi și solicitările, să fie pregătiți și pentru ambasadele străine. La fel, pe toate blocajele posibile sau imposibile, să avem mai târziu poate discuții cu domnul prim-ministru, cu colegii de la guvern. O să solicităm acest lucru. Sunt prea multe și nu sunt sigur dacă ele sunt coordonate, pentru că nu pot să-mi explic de ce în Agenția de Mediu sau în Ministerul de Finanțe sau alții blochează activitatea primăriei Chișinău. S-a schimbat câte ceva în guvern și sper că aceste lucruri să fie depășite. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez o săptămână cât mai reușită tuturor. Vă rugăm maxim mobilizare în teren pentru ca orașul să arate bine. Vă mulțumesc foarte mult!